Bună ziua, prieteni! Salut! Vreau să transmit acum un film, un mesaj de câteva secunde. Mă aflu în interiorul Cimitirului Eroii Revoluției din decembrie 1989. Am venit aici pentru a face un apel și pentru a implica politicienii revoluționari care Cătălin Rădulescu, Ciolacu, Nicolicea, Moga, Nicolae Moga, care vrea să fie ministru de interne, actorii, Dinescu, Caramitru, și toți politicienii care sunt revoluționari, care pentru a lua certificatul de revoluționar s-au luptat și prin instanță să câștige certificatul de revoluționar, iar în același timp, acum am să schimb pe partea cealaltă, scuzați-mă, dar asta este îmbrăcămintea aici, respectul. Deci, vreau să vă arăt cum arată monumentele, da? Mormintele eroilor din Revoluție, să le vadă politicienii Cătălin Rădulescu, Nicolicea, Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, senatorul Moga, milionarul Dinescu, marele poet care a devenit milionar și este și revoluționar, și ca mulți alții, Arșinel. Uitați-vă cum arată monumentele acestor morminte. Uitați-vă ce negre sunt, vreau să le vedeți ca să înțeleagă și acești revoluționari, politicieni din Parlament, care... Uitați acest Ciolacu care s-a dus în instanță, s-a dus până în instanță ca să ceară, ca să îi se elibereze certificatul de revoluționar. Și uitați-vă cum arată. În acest mesaj aș vrea ca să invit pe toți parlamentarii, pe toți politicienii, pe toți prim-ministrii care s-au îmbogățit de după 89, datorită acestor colegi ai mei, eroi, care locul acesta este sinistru. Uitați-vă cum arată, cum există un erou cinstit de către politicienii noștri. Uitați-vă. Acesta era un elev. Poftiți. Elev era. Domnule Nicolicea, revoluționar, domnule Cătălin Rădulescu, tu care te bați cu pumnul în piept, că tu ești revoluționar, că tu ai fost în revoluție. Haideți aici toți parlamentarii revoluționari, toți politicienii revoluționari. Uitați-vă cum arată domnule Rădulescu, domnule Ciolacu, care... Ați ajuns în instanță să vă cereți noul certificat de revoluționar cu rol determinant. Niciodată n-ați venit aici. Uitați-le cum arată acest cimitir. Poftim! Uitați! Nu are nicio floare, nimic. Acești oameni nu mai au aparținători. Noi, cei vii, domnilor politicieni, voi ar trebui să îi respectați și mai mult. Voi ar trebui ca prin implicarea voastră să demonstrați că îi respectați, că îi onorați. Uitați, aici s-a făcut aparținătorul, a plătit un om ca să îl facă așa, un om ca să îl curețe. Nici o instituție a statului, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor,
nu fac nimica decât să umilească. Haideți să arăt, poate vor înțelege și politicienii revoluționari, profesorii de istorie, ca să-și aducă elevii odată să facă altfel de oră. Uitați-vă cum arată acest om, nu mai are pe nimeni. El nu mai are. Ar trebui ca instituțiile statului să aibă grijă ca să le omagieze onoarea lor. Uitați în ce hal arată. Vreau să vă arăt. Astăzi când am venit aici, uitați, sparte multe, domnilor politicieni revoluționari, veniți, uitați-vă cum arată, uitați, negre, uitați-vă, nimeni. Ministerul Apărării Naționale, care vin toate instituțiile statului, Senatul, Parlamentul, Guvernul, vin aici în data de 21 decembrie să depună flori, se îmbracă toți eleganți, toți la și după aceea pleacă. Uitați-vă cum arată. Domnilor politicieni revoluționari, vă invit să coborâți din acele birouri. Veniți aici, suflecați-vă mânecile, îmbrăcați-vă în salopete sau în costum, costumurile voastre și haideți să îi omagiem cum trebuie, să-i respectăm. Uitați-vă, domnule Cătălin Rădulescu, Ciolacu, Nicolicea, Dinescu, Caramitru și toți, Petre Roman, Gelu Voican, Cazimir Ionescu, uitați-le cum arată, uitați-le, poftiți, uitați, bancă, ca să stea lângă. Așa, aici am început să vă arăt un mormânt, uitați ăsta cum arată, și astăzi când am venit aici, această familie a plătit, vă dați voi seama, a plătit pe cineva să vină să îl facă, uitați-l. În loc ca aceasta să fie din propria lor inițiativă, armata, Ministerul de Interne, instituțiile statului să facă. Nu. A venit un om și uitați-le. Vedeți două. A plătit familiile acestor oameni. Și acum vreau să vă arăt. Uitați, încă sunt negre multe. Poftiți? Deci încă o dată. Și acum, domnule Alexandru Arșinel, a fost directorul Teatrului Constantin Tănase. Domnule Vasile Muraru, parcă, actualul, vreau să vă arăt un coleg de-al vostru, un mare actor care a fost împușcat în data de 24 decembrie în cap de către armată. Niciodată nu v-ați gândit să veniți la acest coleg al vostru, cunoscutul actor Horia Căciulescu. Niciunul nu ați venit. Ar fi trebuit ca voi actorii să vă ocupați și de colegii voștri, nu doar de firmele voastre și de să pupați partidul sau să faceți politică. Uitați un coleg al vostru, care domnul Horia Căciulescu a fost împușcat în fața teatrului de revistă Constantin Tănase. Actorii nu l-au respectat, după cum se vede, foștii lui colegi. Uitați cum arată mormânt. Domnilor actori, poftiți, uitați, luați aminte. Acest om ar fi meritat să aibă o plachetă
comemorativă unde el a fost împușcat în fața teatrului Constantin Tănase. Acolo a jucat foarte mulți ani și acolo a fost împușcat în fața teatrului de către un locotenent major care a dat ordin și l-a împușcat în cap, în cap, direct în cap, avea calota craniană spartă. Deci, încă o dată, vreau să invit, uitați, politicienilor, uitați cum arată un mormânt lăsat în izbeliște. Uitați-vă. Deci, am venit aici special pentru că mă doare aici. Știți, aici am început să vin în fiecare zi să văd cum se restaurează zidul care înainte cădea. Dar niciun politician, și avem foarte mulți politicieni revoluționari, milionari, miliardar, Petre Roman este revoluționar, toți, niciunul n-au venit aici. Vreau să vedeți cum arată un alt mormânt a unui erou negru. Uitați-vă la el, să vedeți. Uitați-vă, negru. Poftiți. Haideți să dăm cu camera din față, poate vor înțelege politicienii că trebuie să se implice, revoluționarii din Parlament, din Senat, afaceriștii, milionarii care după Revoluție au furat. Voiculescu, prejudiciul tău, banii ăia, nu poți să te implici și tu aici, Cataramă. Tot, tu vorbești de că vrei ca să devii președinte sau tot. Vino întâi aici, că datorită lor tu ești milionar. Datorită lor tu ai devenit multimilionar. Datorită lor voi ați furat țara, devalorizat economia. Uitați un alt negru. Haideți să vă mai arăt, poate vor coborâ. Politicienilor, nu trebuie să vă vedem noi cum faceți treabă. Veniți când vreți voi, uitați-vă cum arată, uitați. De cât timp n-a mai fost acest, nici poza. Actuala guvernare și toți politicienii, dacă se poate, sincer, ar da foc la acest loc, să dispară totul, să nu mai apară nicio dovadă că acești oameni au murit pentru ca noi să avem libertate. Și ce avem noi? Dar noi, poporul, nu avem nimica, doar politicienii, îmbuibații, acei au de toate, noi nimic. Asta este. Uitați-vă cum arată. Deci, invit cu această ocazie politicienii revoluționari și, dacă vreți, orice român ar trebui, care respectă eroi, să venim aici și să le arătăm, hai să le demonstrăm că îi respectăm. Sunt negre, sunt morminte multe negre, nu mai au aparținători, să știți. Din păcate, uitați, este realitate, uitați. Asta este realitatea, deci încă o dată să vedeți cum arată două morminte, cum ar fi trebuit să arate toate mormintele din acest cimitir, toate, uitați așa. Aceste două familii și-au plătit un om
să le curețe, în loc să facă statul, în loc să facă instituțiile. Uitați, 1, 2, 3, 4 sunt făcute. Uitați-le cum arată diferența. Respectul instituțiilor statului. Domnule Cătălin Rădulescu, Nicolicea, domnule președinte al Camerei Deputaților, Ciolacu, care v-ați luptat 2 ani, mai mult de 2 ani, vreo 3 ani, prin instanță, să vă primiți certificatul de revoluționar cu rol determinant pentru beneficii și alte chestii. Coborâți aici, uitați, să vă arăt, coborâți aici, veniți aici, poftiți. Asta înseamnă să fii revoluționar, erou, să fii coleg, luptător, să ai grijă de ei, nu de buzunarul tău, să vă fie rușine, toți. Uitați-l cum arată, domnule Ciolacu, domnul Nicolicea, Șerban Nicolae, domnule Moga, care sunteți milionar, aveți un hotel de 5 stele, a spus acolo marmură, tot. Aveți firme mari, toți. Dacă cumva se poate, nu mergeți o lună în vacanță și veniți aici, implicați-vă, să le arătăm respectul de care ei nu îl au. Trebuie odată pentru totdeauna ca instituțiile statului să le ofere demnitatea, onoarea, respectul, omagiu adevărat. Nu se vede în acest cimitir. Uitați în ce mizerie, uitați băncile rupte, multe sunt rupte, uitați-le, nimica, poftiți. În această ocazie invit pe toți parlamentarii, pe toți politicienii și din PNL, și din USR, și din Pro-România, din toate partidele politice. Vă rog, coborâți și la nivelul omului, nu doar să stați acolo sus, coborâți, mutați-vă un pic fizicul pentru să veniți să curățați și voi. Haideți să ne punem să le curățăm. Când vreți, căutați-mă, că știți, dar nu e nevoie să mă căutați. Trebuie voi să veniți aici din propria voastră inițiativă. Dacă nu aveți timp voi, scoateți cardurile alea pline de milioane de euro, conturile alea, scoateți o sumă de bani și plătiți o firmă să le refacă cum ar fi trebuit, să arate toate ca acele două morminte. Uitați cum arată, uitați ce oribile sunt, multe. Sparte ați văzut. De ce? Pentru că statul nu se implică. Vă rog să vă implicați. Domnilor politicieni, vă chem aici, uitați, avem apă. Nu e o problemă, aducem noi, găles tot, facem noi. Dar implicați-vă. Demonstrați și arătați acestei națiuni că respectați eroii. Nu doar buzunarele voastre, nu doar firmele voastre, nu doar interesul vostru, ci trebuie interesul național. Uitați cum arată. Negre. Uitați, domnilor politicieni revoluționari, Cătălin Rădulescu, care se bate cu pumnul în piept, că el este revoluționar. Ciolacu tot la fel, toți.
Nicolicea, care nici nu merită să fie revoluționar, dar este, că la el în oraș nu s-a întâmplat nimic. Uitați, domnilor revoluționari, din Parlament și din asociațiile de revoluționari care se bat cu pumnul în piept pentru medalii, pentru toate celelalte, dar nu vin aici să le curețe. Știu ei cine sunt și la cine mă refer eu. Domnilor revoluționari din asociație, domnilor guvernanți, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, acel ministru, domnule Coca, nu luați doar un salariu degeaba, care luați 14.000 de lei pe lună. Implicați-vă! Ia uitați! Vă convine? Implicați-vă! Haideți să ne unim forțele! Toți ar trebui revoluționari, toți să venim aici! Că nu doar să ne luăm doar drepturile și alte chestii. Nu! De ce doar eu? Haideți toți! Știu că foarte mulți mă înjurați. Nu e o problemă. Dar când este vorba de colegii noștri, uitați, ăsta aici aruncat nimeni. Poftiți, nimeni. Nu mai are pe nimeni. Uitați altcineva. Ia uitați, spart. Uitați, domnule Ciolacu, domnule Videanu cu marmura, care ați făcut bani. Ia uitați, uitați, spart. Domnule Videanu, ați devenit milionar, cataramă. Voiculescu, Voiculescu, că dacă nu era revoluția, da, acești oameni nu mureau, nu mai erai tu milionar. Toți sunteți hoți, furați doar, dar nu vă pasă de acești adevărați eroi. Aceștia sunt, că v-ați urcat, ați trecut prin sângele lor și ați devenit milionari, miliardar. Domnule Țiriac, domnule Țiriac, aveți multe, dar totuși aveți, datorită acestor oameni, aveți ce aveți. Mulți, toți milionarii, miliardarii acestei țări, aveți ce aveți datorită acestor oameni. Să vă fie rușine. Să vă fie rușine că timp de 30 de ani nu v-ați interesat. Vă aduc eu aminte. V-am mai spus mereu. Am să vă mai spun. Noroc cu această nouă tehnologie, că puteți să fiți informați. Deci încă o dată vă invit, domnilor politicieni revoluționari și revoluționari și nerevoluționari, pentru că ați ajuns politicieni datorită acestor oameni. De asta. Altfel nu. Uitați un sportiv care nu mai există. Curat. Uitați. Acest monument ce a vrut să arate? Nimic spart. Vedeți? Asta înseamnă respectul. Respectul vostru a politicienilor, actorilor, a toată clasa politică, domnilor profesori de istorie. Vă rog frumos, când aveți timp, luați-vă clasa și veniți cu ei aici să mai smulgeți câte o buruiană, să mai spălați un pic și explicați-le cine au fost acești tineri, acești români. Aici am să închei.
mica mea transmisie, poate mai mare, îmi cer scuze, dar aș vrea să invit încă o dată politicienii revoluționari care se bat cu pumnul în piept în fața camerelor de luat vederi la televiziune. Știți că Cătălin Rădulescu spune mereu: domnule Cătălin Rădulescu, Nicolicea, Ciolacu, Șerban Nicolae și toți, uitați-vă, ar fi trebuit să veniți aici să curățăm împreună aceste morminte, să știți. Uitați-le cum arată în ce hal. Și eu vreau să vă arăt neglijența, indolența, jignirea voastră față de acești eroi pe care voi doar când veniți să îi comemorați 21-22 decembrie. După aceea, pa, uitați-vă cum arată. Cât de curând acesta va cădea peste coșug. Se va vedea un erou. Deci, aici vreau să închei cu această priveliște prin care vreau să invit politicienii revoluționari și toți politicienii din PNL, PMP sau de unde ori mai fi, din toată clasa politică, Orban, Rareș, Băsescu, Ponta, Dăncilă, doamna Dăncilă, dacă acești oameni nu ieșeau în stradă, dumneata nu mai erai prim-ministru. Vino aici, vizitează, să vedem dacă îți place. Guvernul să vină. Domnule Barna, ai câștigat respectele noastre, dar nu uita, vino aici și dumneata. Toți președinții din partide, toți guvernanții, întâi aici trebuie să intre, să vadă. Și în celălalt pe cimitire